Salut! Sunt Mădălina Panchi și astăzi vom vorbi despre cel mai dotat vaslui. Cel mai dotat om din lume este chiar din Vaslui. Președintele nostru, Klaus Iohannis, dorește să-i ofere distinția de mare... Yeah, boy! Cavaler. Ce părere aveți despre asta? Despre cine este vorba? It wasn't me! Ion Canion. Da, nu-l cunosc și nu-i răi, dar dacă merită, să-i o dea. Eu n-am nimic împotrivă să pun și ochelarii că... Ar trecea să fie reprezentat Vasluil de un bărbat dotat? Normal. Să fac ceva, ceva o s-o făcut, dar locuri de muncă mai multe. Toți copiii noștri sunt plecați peste și asta am găsit înapoi. Nepoți. Și acest bărbat e plecat în Anglia. Problema lui este că acesta se poate urina doar de la balcon, deoarece nu poate face asta la toaletă, fiind supra-dotat. Credeți că ar trebui să facă o operație estetică? Păi de acum, adică să facă de la balcon, ce înseamnă asta? E supra-dotat, nu poate să facă chestia asta la balcon. Ei, na, astea sunt... Nu cred. E real? Nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Considerați că e o glumă? Da. De ce? Păi n-am mai auzit așa ceva și cred că e o glumă. Dar v-ați mândri cu un bărbat supra-dotat din Vaslui? Nu. Nu, chiar dacă ești supra-dotat, nu cred că ești deștept la cap. Nu înseamnă să fii deștept dacă ești dotat? Nu cred. Domne, rasă de om ca dumneata, n-am mai văzut, domne. Cel mai dotat om din lume este Vasluian. Pe el îl cheamă Ion Mătărângă și este o mândrie națională. Dar n-am auzit. Problema lui, reală, este că el se poate urina doar de la balcon. Ce părere aveți despre asta? Dacă poate, bravo lui. E o mândrie? Nu. N-ar Bun. Trebui să-i oferim vreun premiu pentru asta? Da, de consolare. De ce? Deși, poate duce. Say what? Nici o părere, îmi cer scuze. Dacă o luați așa, nu mai scăpăm de bănuială toată viața. Ferească Dumnezeu de boală. E o boală? Așa ar putea să fie o boală. N-ar trebui să ne mândrim cu el? Și normal, să fie sănătos. Considerați că ar trebui să facă o operație estetică ca să poată să aibă și el o parteneră, să aibă o viață normală? Normal că ar trebui. Totuși ar trebui să-i oferim vreun premiu, să-l facem cavaler al României pentru această dotare? Ce să vă răspund? S-ar putea să... Cel mai dotat om din lume este Vasluian. Considerați că ar trebui să-i oferim acestuia o distinție? Da, de ce nu? E o mândrie dacă națională? Dar este o mândrie. Dacă merită, să-l primească. Singura lui problemă este că acesta se poate urina doar de la balcon. Credeți că ar trebui să facă o operație? Sigur că ar trebui. De ce nu? Bănuim că nici o iubită nu poate avea din cauza asta. E o problemă? Păi este o problemă. Cine s-ar duce să aibă grijă de un asemenea om? Nimeni. Și totuși trebuie să ne mândrim cu el, că e cel mai dotat om din lume? Da, de ce nu? Ferească Dumnezeu de boală. De ce să nu te mândrești? Da, fiecare are dreptul la o șansă, fiecare are dreptul la o mândrie, fiecare are dreptul la o șoci. De ce nu? O merită? Bineînțeles, dacă e Vasluian, de ce nu? Vă mândriți cu asta? Bineînțeles. Singura lui problemă este că acesta se poate urina doar de la balcon. Datorită... Extraordinar! O rușine! E o rușine? Păi da, cum? Ce ar trebui să facă? O operație estetică sau să primească distinția? Nu, să-și corecteze comportamentul. Să nu mai facă asta? Niciodată, normal, că nu-i corect. Având în vedere că e fiziologic să mergi la baie, acesta fiind supra-dotat, nu-și poate face nevoile la baie, de asta se folosește de balcon. În aer liber, în pădure. Și iarna, dacă e îngheață? Nu are cum. Pune Pampers. Dacă ar fi întrebat cât e ceasul, asta era cu totul altceva, da, așa? O rușine. Dacă are capacitate și este în măsură pentru așa ceva, sedea. Singura problemă este că acest bărbat dotat se poate urina doar de la balcon. Aha, nu. Să nu iau mai dea? Nu iau mai dea. Ce să... chestii s-o pătine, adică... Până... O părere foarte bună. Se ofere? De ce nu? Chiar poate Vaslui ajunge, eu știu, să fie mai cunoscut. Singura lui problemă este că acesta urinează de la balcon, deoarece nu-și poate face nevoile la toaletă. Zice că vă cunoaște. Ce ar trebui făcut? Să ia distinția sau să fac operație estetică? Nu știu.
Bună ziua! Cel mai dotat om din lume este Vasluian. Ce părere aveți despre asta? Nu. Do me a favor, please. Get out of here. Deci președintele Iohannis oferă o distincție pentru cel mai dotat. Dotat în ce? Cel mai potent bărbat. E vorba de sex. Am intrat în cartea recorduri. De acord. Nu vi se pare că e cam cald? Mie mi se pare cel mai potent și cel mai frumos și cel mai bine bărbat președintele nostru, Iohannis Klaus. Este? Este! Da. Lui să-i dăm. Să-i dăm președintelui? Sigur, de ce nu? Sigur că da. Problema acestui bărbat dotat din Vaslui este că el se poate urina doar de la balcon, deoarece nu își poate rezolva problemele la baie. Așa. Credeți că ar trebui să facă o operație estetică? Nu, eu zic să-și o taie de tot. De tot? De tot. Păi dacă faci de la balcon, săracul, omul care se află sub balcon, nu? Așa e. S-a fumat prea tare. Vezi? Și am zis că să-i o tăiem de tot. Deci, dumneavoastră, spuneți mai degrabă să-i o tăiem și să nu ne mai mândrim. Nu lui Iohannis, nu. Să-l lăsăm pe Iohannis. Nu, îl lăsăm pe ăla de la Vaslui. Pe Iohannis îl lăsăm cu ce are și pe ăsta de la Vaslui îl mutilăm. Să rămână Iohannis pe primul loc. Nu să rămână Iohannis, să rămână cu tot ce e dotat Iohannis. Direct la Balamuc să te duci.